Degeaba plătesc rubineta. De ce? Și am spus totul cu asta. Găuri. Găuri. Găuri de nivelări și multe alte lucruri. Sunt pe grupuri, așa, încât nici n-ai unde să o colești ca să zici că mai faci ceva. Sau dacă vine cineva din sens opus, neapărat trebuie să trai în gaură. Că altfel dai în alălaltul. Spre Bâlad de Binișor, spre Iași, s-a mai petecit pici picor. Toate drumurile județene au ieșit în primăvară, așa cum le vedeți și dumneavoastră, cu găuri, cu spărturi. Încercăm să plombăm, încercăm să continuăm asfaltarea acolo unde am rămas în urmă, dar mai ales încercăm să pietruim acele care au fost din pământ și care la ora actuală încercăm să le dăm o viabilitate pietruindu-le. La această oră, în visteria Consiliului Județean, nu sunt bani suficienți pentru modernizarea tuturor drumurilor. Fac proiecte pentru ceea ce se vrea în continuare și în speranța unei rectificări pozitive în luna iulie, vom vedea ce avem de făcut după aceea. Ceea ce am vrut noi pentru 2012 nu se adeverește decât în proporție de aproximativ 30%. Avem doar pentru drumuri județene în jur de 50-60 de miliarde pe care îi drămuim și noi cu leu. Conducerea Consiliului Județean are în vedere finalizarea investițiilor începute în anul precedent și doar în funcție de banii care vor fi distribuiți în perioada următoare vor putea fi luate în calcul și alte drumuri pentru a fi modernizate.